Urmează o nouă povestire din care trebuie să învățăm să fim stăruitori și să nu ne lăsăm până când vom reuși în lucrul bun pe care ni l-am propus. Asta se numără. Să nu te descurajezi niciodată. Când știi că un lucru este bun și că trebuie făcut, oricât de multe piedici s-ar ivi în calea ta, oricât de multe încercări neizbutite ai avea, să nu te lași biruit niciodată. Începe din nou și din nou și nu te da bătut până nu vei reuși. Că dacă nici de cum n-ai să te lași, să știi că până la urmă vei reuși sigur. Când lucrul pe care vrei să-l faci este bun și când ai o puternică voință, să știi că reușești totdeauna dacă nu descurajezi, ci lupți mereu. Știți ce m-a făcut și mai tare să gândesc la acest adevăr? Treceam odată spre casă și am văzut cum un copil singur, care după câte am băgat de seamă, își pusese de gând să arunce peste un pom înalt, se tot lupta să arunce peste el. Auzindu-l vorbind singur, am luat și mai bine seama la el. Am stat deoparte, cam în ascuns, și l-am privit cu atenție. Aruncă odată, dar piatra nu trecu peste pom. Asta nu se numără, zise el. Și se repezi să arunce din nou. Dar nici de data asta nu putu. Nici asta nu se numără, îi zise iarăși. Încă o dată. Dar nici de data asta piatra nu se ridică până la vârful pomului. Nici asta nu se numără, zise el iarăși, pentru tine. Dar nici din cele trei ori, chiar dacă se repezi cât putu, tot n-aruncă peste pom. Nici astea nu se numără, zise el, înciudat, dar stăruitor. Încă o dată. Dar să fiu mai atent, să mă repet mai bine și să nu mă grăbesc. De data aceasta, făcând așa, copilul reuși să arunce peste pom. Asta se numără, zise el fericit. Și îndreptându-se spre unul din prietenii săi care acum venea spre el, îi zise bucuros, vezi că am aruncat dintr-o dată peste pom. Și râdea. Cum dintr-o dată, zise prietenul său, eu nu te-am văzut de câte ori te-ai repezit până ai putut să arunci. Alea nu se numără, zise bucuros copilul, numai asta se numără. Și plecă plin de bucurie că el a aruncat dintr-o dată peste pom. Am învățat ceva și azi, mi-am zis eu privind după copil atunci. Am învățat că oricâte încercări neizbutite aș avea, să nu le număr. Să fiu mulțumit numai când voi reuși să isprăvesc cu bine un lucru pe care l-am început. Să închei cu bine o hotărâre bună pe care am luat-o, să nu descurajez niciodată dacă nu pot chiar de la început să fac ceva ce mi-am propus. Dacă nu-mi reușește dintr-o dată un desen frumos, dacă nu rețin dintr-o dată o lecție bine, dacă nu-mi iese de la început un lucru cum l-aș vrea, să nu mă las până când nu-mi iese cum trebuie de bine, cum mi se cere de curat sau de mult. Căci cu fiecare nouă încercare eu învăț ceva și mă apropiu tot mai tare de reușită. Am văzut că și atunci când nu reușești, tot înveți ceva. Ba parcă mai mult înveți chiar atunci din cele ce nu le reușești. Și m-am gândit, mai bine a fost că n-am reușit totdeauna, căci omul care reușește totdeauna chiar în tot ce începe, ajunge un încrezut și un lăudăros, care își închipuie că el este un zeu și nu un om. Iar când omul începe să se mândrească și să se laude pe sine, atunci ajunge un nesuferit și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Atunci nu este mult până când se prăbușește pentru totdeauna. De aceea nici tu să nu descurajezi, dragul meu copil, niciodată când nu reușești în ceva chiar de la prima dată.
dar nici să nu te umfli de mândrie când ai vreo reușită, oricât de mare ți-ar fi, ci luptă, căci în lupta și în munca ta spre izbândă, fiind totdeauna cinstit, cuvincios și stăruitor, vei reuși. Vei reuși să te faci om și să te formezi cu adevărat un om vrednic. Încrede-te în Dumnezeu și în ajutorul Lui când știi că scopul pe care îl urmărești este curat, adevărat și bun, nădăjduiește în El și îndrăznește în numele Lui. Pentru un astfel de scop stăruiește neobosit și învață să afli cele mai bune căi de urmat ca să-L atingi. Iar în biruința și în izbânzile tale, fii modest, fii cumpătat și bun, gândește-te că totul este numai datorită lui Dumnezeu, care ți-a dăruit și priceperea și voința și condițiile prin care să izbutești. Nu uita niciodată să te rogi cu evlavie zicând Domnului: Prea bunule Doamne, Tu care ne-ai îndemnat prin tot cuvântul Tău cel Sfânt să căutăm a face binele cât mai frumos, cât mai mult și cât mai stăruitor, Te rugăm, ajută-ne să dorim numai ceea ce este potrivit cu voia Ta în orice vreme și în orice loc. Doamne, vreau și eu să folosesc toate puterile și toate ocaziile pe care mi le dai Tu, ca să pot face cât mai mult bine în jurul meu. Nu mă lăsa, Doamne, să descurajez când oamenii sau împrejurările potrivnice îmi vor pune piedici, ci ajută-mă de fiecare dată să mă ridic și mai hotărât până ce am să izbutesc. Iar când Tu, Doamne, îmi vei ajuta să reușesc în ceva, nu mă lăsa să mă laud ca și cum eu aș avea singur meritul acestei reușite, ci fă-mă să văd că numai Ție Ți se cuvine toată slava, căci totul se datorește numai Ție. Ce aș avea eu, Doamne, dacă nu mi-ai fi dat Tu? A Ta să fie slava, cinstea și închinarea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Și când te rogi astfel, ce minunat ți se luminează tot sufletul și cum ți se îmbărbătează curajul spre tot ceea ce este vrednic. Dragii mei copii, luați aminte la aceste învățături și urmați-le. Slăviți să fie Domnul!